De 4% și un curs al euro stabilit la 4,65 de lei sunt adevărate lovituri pentru economia românească. O spun specialiștii care sunt de părere că prognozele anunțate de guvernatorul Muguri Sălescu se vor împlini. Avocatul Gheorghe Pipera, invitat la previziuni, spune că ratele vor crește, iar nivelul de trai va scădea simțitor. A spus că trebuie să ne așteptăm ca la începutul, în primul semestru anului 2018, inflația să ajungă la 4. Și a mai spus o cifră, a vorbit despre un curs al leului față de euro, 4,64-4,65. Combinate aceste două cifre, care, atenție mare, sunt amândouă politici de instrumente de politici monetare, pot să fie de natură a destabiliza pe termen scurt și mediu economia. Să spui aceste lucruri cu un glas dintre la molcom, ca și când ai spune o glumă sau o poveste unor copii, ca și când nu te-ar afecta sub nicio formă, eu cred că ar trebui să fim un pic mai atenți în profeții care se împlinesc prin simplu fapt că sunt rostite de un anume personaj. Exact. Klaus.